Chobolanii mișună pe la guvern și nu este o figură de stil. Premierul spune că nu e treaba lui să scape de răzătoare. Este o urgență, dar este o urgență a aleșilor locale, a celor care au fost aleși pentru a administra Bucureștiul și trebuie să își ducă la îndeplinire sacină pe care, cu care oamenii le-au -au, um, votat. Și aici nu pot decât să-i dau dreptate premierului Câțu. Există, dacă vor fonduri, autoritățile locale, fonduri de urgență să rezolve această problemă, să o facă. N-au făcut-o. De ce să intervin eu, guvern, în problemele care țin sau sunt sub administrație locală, pe care, de care trebuie să se ocupe primăriile și așa mai departe? Dacă fiecare primărie din țară ar fi ar cere guvernului, hai, rezolvăm toate problemele, păi țara asta n-ar mai ieși la capăt în, 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 nici cum. Și. Dar să ceva? Uh, da. Dar dacă vine o molimă, hai să spunem, șobolanii ăștia aduc o molimă, așa. Unde se internează oamenii? Cumva în uh, spitalele Ministerului Sănătății? Deci atunci zice domnul Cățu, stop, e rândul meu. Acum abia intru eu în joc. Pentru că oamenii s-au internat în spitalele mele. Mi se nu. pare că e. e... Țara nu. e o țară condusă, da? Și eu pot să fiu de acord cu descentralizarea, așa, așa. păi, Iartă-mă, dar în momentul în care vezi că lucrurile nu funcționează, repet, ăsta e un atentat la siguranța națională, la siguranța națională. O astfel, de, o astfel de chestiune, precum cea care încă se petrece în sectorul 1, pentru că încă am văzut munți de gunoaie în sectorul 1, da? poate afecta siguranța națională. O să spui, bă, stai mă că scuvinte cuvinte prea tari. Nu e așa. E vorba de sănătate publică și premierul ar trebui să intervină. Nu, nu ar trebui să intervină. Trebuie să avem o delimitare clară a atribuțiilor fiecărui uh om care ne administrează și nu cred că gata, trebuie să vină premierul să rezolve aceste probleme. Să rezolvă primăria, să rezolvă garda de mediu, sunt o grămadă de autorități care se pot ocupa de asta, a cerut gărzii de mediu. Bun, dacă nu se aplică, nu se, sunt amenziile prea mici, Măriți-le, dacă amenziile nu-și fac treaba, găsiți alte soluții, veniți și rezolvați problema. Premierul, așa cum am zis și mai devreme, are altele pe cap. Altele, sigur. Campanie de vaccinare, Evident. 5 milioane, 10 milioane de români vaccinați. De fapt, ei nu sunt vaccinați. Ne întoarcem la începutul emisiunii. E, niște dale. Adică, sigur că poate să ne spună vom face și în realitate nu am făcut. Păi, ești, probabil, ești sunt foarte dintre, primării ești dintre multe primării care au multe... Ești unul dintre șefii acestui partid, da? Și ai foarte mulți consilieri în primăria sectorului 1 și consilierii aia, trebuie să vorbești cu ei, să-ți folosești calitatea politică. Mai vrei să fii și președintele respectivului partid. Și le spui lucrul ăsta, bă, nu se poate să vină șobolanii în secolul 21 în al șaselea oraș ca importanță, așa, al Uniunii Europene. Bun, și dacă e? eu sunt într-un oraș unde, da, da am consilier și eu, PNL, da, vin da. și dau telefon domnului Câțu că sunt, nu știu unde, prin nordul României, vin o să vorbești cu consilierii mei că avem o exact, problemă exact, aici, exact, nu ne exact. înțelegem. Vorbesc, am vorbit încă București, Oraș de un miliard și ceva nu. da, pe da, capitala da, pare că celei de-a șasea țări. Doar problemele Bucureștiului trebuie rezolvate. Celei de-a șasea Fiecare comunitate are, are problemele Înțeleg? ei. Dar mă intervii peste tot. Bă, bune. Bă, ți-ai asuma chestia asta? Da. Du-te, bă, și dai un telefon. Se face lobby, mă.